Dan negru s-a apucat de afaceri cu Dorian Popa. Au ales un domeniu extrem de bănos. Dan negru, cunoscutul prezentator al emisiunilor, jocul cuvintelor și turmezi, tu de la Canal D, și Dorian Popa, s-au apucat de afaceri împreună. Cei doi speră să aibă un profit cât mai mare și să nu dezamăgească. Dan Negru și Dorian Popa s-au cunoscut în emisiunile de Revelion de la Antena 1 și au hotărât să facă afaceri împreună. Ei urmează să ridice mai multe vile la Corbianca, pe terenul de aproximativ 3000 de metri pătrați al prezentatorului. Aceștia au discutat deja cu un arhitect, pentru a schița proiectul. Dorian Popa deja a dezvoltat la Cheio un cartier. Iar la finalul anului trecut a început să vândă. Din banii de la primul imobil, artistul și-a făcut cadou o mașină în valoare de 65.000 de euro, mai exact un Lamborghini, și-a anunțat că are în plan să construiască și mai multe case. Eu mă apuc acum când vine căldura. Hai să luăm prin excludere câteva lucrușoare. Sperăm că vreodată se vor ieftini materialele de construcții? Nu. Se vor scump, deci de ce aș construi mai încolo ca să fie mai scump? S-a blocat piața, este criză, credem că va rămâne piața imobiliară blocată pentru totdeauna? Nu. Contează dacă noi construim din banii noștri și nu din ai băncii. Nu. Și atunci ce facem? Construim în continuare. Câte case? Multe. Spunea Dorian Popa pentru CanCan, Can. Dorian Popa, un nou bolid de lux. Din banii pe care i-a câștigat, Dorian Popa și-a cumpărat un Lamborghini. Artistul a declarat că cea mai mare plăcere a lui este să cumpere mașini de lux. Eu îmi găsesc fericire achiziționând mașini și eu mă înscriu aici. Sunt genul de om care își găsește fericirea și în mașini. Acest cadou mi l-am făcut de 1 iunie de ziua copiilor. Așteptarea a fost grea. Am avut un buget de 200.000 de euro, însă oriunde mă uitam depășeam bugetul. Eu aveam un plan să investesc în complexul rezidențial, nu în mașini, să dau 300.000 de euro pe o mașină. Huracanul meu este extra full option, cu excepția fibrei de carbon, care oricum nu îmi place, a spus Dorian Popa în urma achiziției în valoarea de 300.000 de, de euro, emoționat, fericit nevoie mare și cu un zâmbet larg pe față. Dorian Popa a avut un mesaj și pentru admiratorii săi. Vedeta le transmite tuturor să nu uite de visurile lor, dar și de copilul interior pe care este musai să-l hrănească zi de zi dacă își doresc să ducă o viață fericită. Dacă vreți să fiți fericiți, hrăniți copilul din voi. Și frăniți-le cu ce își dorește, nu cu ce credeți voi că și-ar dori, a mai adăugat artistul.